Haideți să citim, da? Colorează cu... unul mai multe decât îți indică. Numărul. Deci, cât îți indică numărul? 9. Și noi câte colorăm? 10. Nu mergi și îți pui un puncticel acolo, da? Până unde te oprești. Hai, repede de pe jos. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mai rănit, Julie. Trage scaunul cum trebuie. Pune-le înapoi, Julie. 7, 8, 9, 10. Așa. Tati, până. Ai trebuit să le pune, da? Hai, vină în coac, mai avem aici. Vitrele de mare au cea mai groasă blană dintre toate animalele. Blana le ține cald când înoată în ocean și are două straturi. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Da, vă strângeți și o jucăre ele, da? Deci, nu. Dai copilă de el. Calci pe ele. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18. 25 de buline, 26. 1, 2, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 20, deci am 20. Bun, Vita! 21, 22, 23, 24, 24, 26, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, aici 28, 26, 27, 28, 29, 30. Haideți să nu mai depășim, da? Păi... Un, doi, trei, patru, cinci.
bun. Hai, Julie, tu calculează acum. 1, 2, 3, 4, 5. Ce-i, Julie? 1, 2, 3, 4, 5. Ce vrei, Julie? Rabiera. Pentru? Crescut. Ce-ai greșit, Julie? Doi, trei, patru, cinci, zece. Haideți să citim din nou enunțul, că văd că ai adormit pe tine între timp. Te rog frumos să-mi citești enunțul. Colorează cu... unul mai mult decât îți indică, numărul. Hai să numărăm. 1, 2, 3, 4, 5. Am adormit pe drum? Nouă. Iar nu pun în capace? Da, vrei să ne spun? Zece. Unsprezece. Unsprezece. Deci 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hai să citim anunțul mai departe. Taie. Sau. Taie sau. Adaugă. Pentru ca
omarul? Figurinelor geometrice. Figurilor geometrice să corespundă numărului din căsuțe. Poți să scrii cu 1, 2, 3 dacă vrei, dacă nu, numerul cu deget, de cum vrei tu, da? 1, 2, 3. De ce nu-ți lași stiloul lângă tine? Da, bine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Dar dacă le-ai scris, le-ai pus cifrele, pentru ce le mai numeri? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Stai, poți să fac un cerc cu asta? Da! 19, 20, 20, 1, 21. Se înțelege că am scris? Da! Da! 20, 21. Da. Hai, mai departe. Hai să văd. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Știu. Hai să vedem la pătrate. 1, 2, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Hai să vedem. Nu vreau pun. Mai băga bluza. Punctul 3. Rezolvă exercițiile și drumul fiecărui obiect după rezultatul aflat. Discută despre necesitatea reciclării. Haideți să citim și în celelalte cuvinte. Hârtie, plastic, sticlă, metal. Menajer.
Diferite numere aici, în funcție de rezultatul care ți-l dă, tragi linii unde e necesar, da? Dar dacă ai două rezultate la fel, să încerci să tragi cu aceeași culoare, da? Ai 2, 4, 5. Ți-ai 5 culori diferite, da? Hai, succes și calculează repede. Roșu. Nu, Giulie, 5 culori diferite. Galben. Mov. Roșu, maro, gri. Am 1, 2, 3, 4, 5. Hai, succes, calculez și după aia trage, da? -4. Unsprezece. Unsprezece, zece, nouă, opt. Ia scrie și rezultatul, Giulia, acolo, da? A unde? Păi aici, după egal, da? Suntem și noi mai activi? Da. Ok. Mai întâi scriem rezultatele, da? Și după aia tragem liniile, da? Bine. 9 minus 5 egal 4. minus 3 egal... 6. 16. Șaptesprezece minus trei. Paisprezece. Paisprezece. Douăzeci plus cinci, 25. Douăzeci. Astea două. Cinci plus trei egal opt. Șaisprezece. Douăzeci și cinci. 34. 34. Cum a mers rapid? Hai! Să vezi dacă mai ai același rezultat. Nu mai trage de două ori aceeași linii. Pentru ce o trage de două ori? Ai tras o dată, gata, ai plecat. Optul. Ăsta-i. Îmi trag și eu de la asta? Da, Giulie. De ce tragi de... Măi, doar o dată ai un singur rezultat, ai o singură operație pentru ce tragi de 7 ori. Bine. Gata, o dată doar. Deci, opta. Gata cu optul.
20. Așa, băgăm vârful ca la grădiniță, Giulie, că suntem la grădiniță. Nu, noi mai să meargă, nu? Mulțumesc. Crezi că dacă apeși așa de tare, crezi că merge mai bine? La fel merge. Chiar dacă nu apeși. Unde avem 14, Giulie? Aici am greșit. Unde? 18, 19, 20. Suntem atenți la ceea ce scrie? Scrie aici dedesubt, da? Ce-ai ascuns iară stilou ăla? Ai o problemă cu stilou. Nu, Giuri, chiar nu-i deloc birâs, e de plâns, mamă. Facem temel, ținem aici, da? Da. La 4. Era fain dacă plecai direct de la rezultat, Giulie.
Da. Așa, să discutăm despre necesitatea reciclării. De ce crezi că e important să reciclăm? Ca să nu poluăm natura. Așa. Dar dacă am aruncat noi metalul, crezi că s-ar descompune în pământ exact ca o hârtie? Ce înseamnă descompune? Se dizolve metalul. Nu. Dar cum? Ar rămâne așa și murdar și ar polua. Polua. Și va fi ud, plin de noroi. Da, da, de ce crezi că trebuie să-l reciclăm în funcție de... Hei, care ți arată aici? Care crezi că se descompune mai repede în natură? Care se descompune mai repede? Da. Din cele care ți le arată aici? Hârtia. După aia? Oul. Coaja de la ou. Ia uite, cotoarele de măr se descompun în 2 săptămâni, da? Adică o săptămână are 7 zile, da? În 14 zile. Cotoarele? Da, în 2 săptămâni. Și în 14 coaja de banană zile. Se descompune, da. Repede. Și că cu toate că timpul de descompunere este scurt, aceste resturi pot atrage răzătoare sau gândaci și nu e prea plăcut când vezi un șobolan alergând pe stradă, da? Prosoapele și pungile din hârtie, ziarele sau șervețelele se descompun în aproximativ o lună. Cât înseamnă? Adică 30 de zile. Și astea se descompun în 14 zile. Iar hârtiile se descompun în 30 de zile, da? Da. Cutiile cerate de la sucurile sau lapte, știi că au un fel de metal cutiile de lapte, da? Cutiile de lapte? Da. Dispar în 2 sau 3 luni. Așa de rapid? Aici e importantă și grosimea cartonului folosit. Îmbrăcămintea de bumbac și cărțile cu copertă dură se descompun în 6 luni, iar hainele din lână putrezesc în aproximativ un an. Corjile de portocală și mucurile de țigară dispar abia în 2 ani, dar unele studii sugerează că aceasta din urmă ar putea rezista chiar și câteva decenii din cauza acetatului de celuloză, un tip de plastic prezent în filtru. Pungile de plastic, plasticul, da? Se descompune între 10 și 20 de ani. De asta în magazine încep ușor, ușor să interzică pungile de plastic, dar nu prea au ei nicio șansă, da? Încearcă să pună pungile de hârtie, dar pungile de plastic rezistă. Deci e foarte nociv plasticul pentru natură, da? Și mediul înconjurător. Deci între 10 și 20 de ani, da? Tu ai de bea 7 ani, îți dai seama cât durează până se descompune o pungă de plastic. Până vei muri. Ei, nu, că nu trăiești 20 de ani. Dar unele pot rezista chiar și 1000 de ani. Cele mai noi sunt făcute în așa fel încât să se descompună când sunt expuse la soare. Adică să din astea... pungi care sunt așa degradante, care se descompună ușor. Dar majoritatea sunt făcute din petrol rafinat, iar microorganismele din sol nu le pot mânca. Produsele din nylon, precum
colanțe sau gecile antivânt, covoare sau umbrele rămân pe suprafața terei aproximativ 30-40 de ani, dar această cifră variază în funcție de condițiile de mediu. Unele studii sugerează că unele produse din nailon ar putea rămâne intacte chiar și 500 de ani. Adică produsele din nailon sunt cele care nu intră apa în ele, cum sunt hainele alea de iarna voastră, care nu intră apa, da? 50 de ani este durata de descompunere a cauciucurilor, încălțămintei și a paharelor pentru cafea. 75-80 de ani durează până o pungă de chipsuri să dispară de pe fața planetei. Pungile alea de plastic, de la chipsuri. 75-80 de ani până dispare punga aia de pe fața planetei. Ci că britanicii au descoperit recent o pungă de la chipsuri din 1967, care arată de parcă ar fi fost aruncat în urmă cu o săptămână. Plasticul metalizat este de vină din acest caz. Cutiile de aluminiu, ia uite, de la cola, de la conserve. Ia chegiul. Ca cele de la bere sau sucuri, rezistă 200 de ani. Un om poate să ajungă cu greu la 100 de ani, dar ele rezistă 200 de ani. Iar unele pot ajunge chiar și până la 500 de ani. Pe lângă faptul că se descompun greu, aceste cutii sunt și periculoase pentru animalele care s-ar putea bloca în interiorul lor sau care s-ar putea tăia în marginile ascuțite, adică când tai cutia de la conservă. Recipientele din plastic, fiind produse petrochimice, se descompun în 500 de ani, dar mereu rămân resturi ale lor, iar chimicalele se impregnează în sol. De asta este de preferat să le reciclăm pe cele existente, în loc să facem altele noi. Două milioane de ani este timpul de descompunere pentru borcanele din sticlă. Două milioane de ani. Sticla, da? Însă ele pot rezista teoretic pentru o perioadă nelimitată, având în vedere că bucățile de sticlă formate în urma erupțiilor vulcanice de acum milioane de ani încă există și astăzi. Sticlele au la bază siliciu, unul dintre cele mai rezistente minerale de pe pământ, și de asta sunt indestructibile când vine vorba de acțiunea mediului asupra lor. Bateriile se descompun în chiar mai mult de atât. Cu toate că învelișul metalic cedează, la un moment dat, chimicalele din interior, precum clorula de zinc, plumbul, mercurul sau cadmiumul, rămân nedescompuse la suprafața solului și sunt toxice. Bateriile au un loc, Julie, special unde să le pui, adică să nu le arunci la gunoi. Deci, care se descompune cel mai greu de aici? Cel mai greu? Da. Când am auzit despre... Care de aici se descompune cel mai greu și cel care se descompune cel mai ușor? Asta se descompune mai ușor. Da. Și cel mai greu se descompune ăsta. Nu, asta. Asta? Da. Sticla. Da. 1-2 milioane de ani, Julie. Și metalul se descompune în 200 de ani. Deci, care... Asta se descompune mai greu și asta mai ușor. Așa.